scriitor, poet, folclorist, pedagog, autor de manuale de limbă găgăuză și traducător, Nicolai Babăoglu s-a născut în data de 2 mai 1928 în satul Copceac și a fost una dintre figurile marcante ale culturii și literaturii găgăuze. Человек, которого знает весь тюркский мир. Он тоже огромное наследие оставил после себя. Сейчас его деятельность продвигает Анна Николаевна Боева. Она спутница жизни Николая Игнатьевича. У нее готовится книга, скоро будет издана книга рассказов. У нее великолепный гагаузский язык. Это вообще уникально. Уроженка Чешмекёя. Bablu s-a născut într-o familie de țărani din sudul Moldovei, într-un pitoresc sat găgăuz, Tatar Copceac, azi localitatea Copceac. De mic copil a avut o dorință puternică de a învăța. După școală a mers la studii la seminarul teologic. În 1940, când trupele sovietice au intrat în Basarabia, cariera sa religioasă a luat sfârșit. Nicolai Bablu a devenit în cele din urmă un învățător într-o școală rurală. În anii 1950, Bablu a început să se implice activ în literatură. A tradus în limba găgăuză operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Pușkin, Mihail Lermontov și Ivan Turgenev. Nicolai Bablu, alături de Dionis Tanasoglu, a fost unul dintre cei mai reprezentativi autori de proză găgăuză.